Antrenorul bănățenilor Gligore Zari a anunțat că l-așteaptă un meci greu contra Universității. Tehnicianul gazdelor mizează însă pe faptul că, jucând în viteză, sucevenii vor comite și multe greșeli, de care reșițenii vor putea profita. În meciul cu Universitatea Suceava, HC Caraș Severin nu va conta pe Pârvan, jucător care a suferit o ruptură de ligamente. În plus, Pârianu, Cuciula, Petra și Tucanu s-au antrenat sporadic în ultima săptămână, ceea ce reprezintă un motiv în plus de îngrijorare pentru banca tehnică a bănățenilor. De cealaltă parte, în lotul deplasat de antrenorii Stelian Bursuc și Leonard Bibirig în Banat, nu se regăsesc Cristi Bursuc și Adrian Chiruț, ambii fiind accidentați. Pentru jocul de sâmbătă, tehnicienii Universității i-au cooptat pe Petrea și Țigănașul de la echipa a doua. Meciul dintre HC Caraș Severin și Universitatea Suceava se va disputa în sala polivalentă și va fi arbitrat de cuplul buzoian Georgian Băducu-Răzvan Voicu.